Salutare, salutare! Sunt Super Zăpă și sunt pregătită pentru Zăpă Interview. O invitată specială am alături de mine, doamnelor și domnilor, Tania Pavel, de 8 ani din București. Ea este cea mai nouă absolventă a școlii de supereroi Itsy Bitsy Învață Oul pe Găină. A fost greu la școala de supereroi Itsy Bitsy? N-a fost greu. Dar cum ți-a venit ție ideea să te înscrii la școala de supereroi Itsy Bitsy? Păi am vrut să văd cum este. Și dacă pot să trec în etapa următoare? Da. A, ce ai zis? Ia să vedem dacă mă descurc. Ai vrea să ai... Eu. Ia să... ai vrea să ai propria ta emisiune la radio? Cred că da. Și cum s-ar numi emisiunea ta? Emisiunea Taniei. Emisiunea Taniei. Și despre ce am vorbit în emisiunea ta? Adică ce subiecte ai aborda așa? Ce ar fi cel mai interesant? Păi... despre cum poți să vezi să te dai pe role. Eu auzi, despre sporturi, așa ai vorbit, da, despre ce ai mai putea să vorbești. Adică ai avea așa invitat special, pe cine ai invitat în emisiunea ta? Păi, pe copii, cred. Copii, deci ar fi o emisiune cu invitați la tine. Da. A, foarte drăguț, foarte drăguț. Se ascultă mult radio la voi acasă? Da. Serios? Și ascultați Itsy Bitsy, da. Mă gândesc. Și tu și surioara ta. Da. Să înțeleg că și ea o să vrea la școala de supereroi. Da. Da, da, da. Îți place să zici da, 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 așa e? Ai hotărât că o să vorbim despre desen, că îți place să desenezi, am înțeles. Cel mai greu desen pe care l-ai făcut până acum, care a fost? Ce ai desenat? Păi, am pictat. Ai pictat, ce ai pictat? Am pictat un peisaj cu copac. Da. Și niște păsări care plecau în țările calde și aveau și un cuib pe un stâlp. Ia uite ce frumos. Da, când ai început așa să desenezi, ți-ai dat seama că îți place desenul. Ai desenat de la început pe o foaie de hârtie sau ai început pe câte un perete? Pe foaie de hârtie. Niciodată n-ai desenat pe nimic altceva? Nu. Nu? Sigur? Sigur. Sigur. Numai că uneori când desenam eu pe acolo, mai dădeam din greșeală pe perete. Din greșeală? Nu că ai vrut să depășa așa, din greșeală. A, da, da, știu. E, nu, când țineam uneori eu mâna așa și dădeam. Dădeai din mână și mâna se ducea mai departe până pe perete, dar tu de fapt desenai pe foaie. Da. Hai că am înțeles. Dar la cum te uiți tu așa la pereții tăi de acasă? Nu e așa că de multe ori îți imaginezi ce desen s-ar potrivi pe fiecare perete? Ba da. Dacă ar fi să-ți colorezi, să-ți desenezi pereții în camera ta, cum mai face pereții? Ia să auzim. Aș face perete cu un peisaj. Deci pe unul ai face un peisaj, da? Da. Pe celălalt? Pe celălalt o pisică. O pisică. Pe tavan? Pe tavan cerul cu nori pufoși. Cu nori pufoși. Câți pereți ai? 4, nu? Mai ai doi pereți, ia să vedem pe ceilalți doi. Păi, pe unul poate o floare. O floare și pe ultimul? Pe ultimul poate încă un animal. O pasăre. O pasăre. Ai spus că îți plac și animalele, că tot am zis de animale. Da, da, îți plac foarte mult animalele. Da. Care e animalul tău preferat? Papagal. Care e animalul de care ți este cel mai frică? Ce ți se pare așa cel mai înfricoșător? Ce animal? Păi, cred că șarpele. Șarpele. Hai să vedem ce animal s-ar potrivi pentru fiecare membru al familiei tale, da? Da. Dacă ar fi fiecare să aibă animalul lui, ce animal s-ar potrivi? Ce ar fi pentru tata? Pentru tata, un cățel. Pentru mama? Papagal. Pentru Otilia? Pentru Otilia, o pică. Pentru bunica Ioana? Pentru bunica Ioana, cred că un papagal. Și pentru bunica Maria? Un câine. Și pentru bunicu? Tot un papagal. Și acum hai repede să le alegem câte un animal sălbatic fiecăruia. Ce li se potrivește? Pentru tata? Pentru tata, un urs. Pentru mama? Pentru mama, un ghepard. Otilia?
Otilia, o pisică sălbatică. Bunica Ioana? Bunica Ioana, o pasăre sălbatică. Pentru Maria, bunica? Maria, bunica, un lup. Un lup și pentru bunicul? Bunicul, tătărul. Ua, foarte drăguț! Mulțumesc, Tania, pentru Zăpă interviu! Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days of jumbles. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick, long head dick, stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days. Oh, a rinky tinky tinky. Yes, everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat. Tania Pavel, de 8 ani, din București. Salut, Super Tania! Salut, Super Zăp! Ești bine? Îți place noua mea cameră, cum s-a aranjat, cu pernuțele? Da. Nu e așa că ar trebui mai multe pernuțe? Da, și un pic mai aranjate. Un pic mai aranjate. Acum sunt puse într-un aranjament dezordonat. Nu e bine, e bine și așa. Da, sunt foarte haioase. Bine. Sunt haioase, într-adevăr. Ai și tu pernuțe multe în camera ta? Și dacă ar mai fi să adaugi ceva în camera ta, ce-ți lipsește? Ce ți-ar mai plăcea să ai? Ai un covor, cum să zic, mai haios, să fie cu mai extravagant, așa. Un covor extravagant? Păi ce covor ai acum în camera ea? Păi am un covor cu niște cercuri și vor să fie ca niște nasturi. Ca niște nasturi și nu vrei de asta cu cercuri, vrei ceva extravagant. Da, adică să fie mai colorat, mai vesel. Da, da, da. Păi să vorbești cu mami și cu tati, să te lase pe tine să alegi covorul, nu? Da. Data viitoare covorul alegi tu. Ai zis că vrei să vorbim de prieteni. Ai o prietenă foarte bună? Da. Cum o cheamă? O cheamă Ilinca. Când te-ai împrietenit tu? Când te-ai împrietenit cu Ilinca? Păi m-am împrietenit în clasa 0 cu ea. E colega ta de bancă? Nu de bancă, că m-ai fost schimbat. Am înțeles, dar e colega ta de clasă. Da. Am înțeles. Și cum ai ales-o pe ea ca prietena ta cea mai bună? De ce e ea prietena cea mai bună și nu altcineva? Păi am văzut-o atunci. Era singură și nu se juca cu toată lumea. Și nici eu nu eram așa de prietenoasă cu toți copiii. Adică nu mă prieteneam așa de mult cu ei și nu vorbeam. E greu să te împrietenești cu cineva? O, prima oară da, dar după aceea e bine. E bine. Să înțeleg că ai destul de mulți prieteni, nu? Da. Și cam ce vorbesc prietenii? Adică tu când te întâlnești cu prietena ta așa, despre ce povestiți? Mai vorbim ce a făcut ea acasă, ce am făcut eu acasă, ce a fost în ziua aceea.
Și când ești supărată câteodată sau te-a supărat cineva sau ești tu tristă, vorbești cu prietena ta? Da. Și reușește să te scoată din starea asta? Da, și eu pe ea. A, deci ea când are o problemă te sună pe tine. Da. Deci de-aia sunt buni prietenii. Da. Tu crezi că trebuie să împărtășim chiar tot cu prietenii noștri, adică să povestim de toate? Nici chiar tot, să spunem din casă toate lucrurile. A, deci trebuie să mai ținem și pentru noi lucruri. Da. Adică noi două suntem prietene foarte bune, să înțeleg, dar acum nu o să-mi spui chiar tot. Da. Nu-mi spui, de exemplu, cine dansează cel mai mult în casă? Cine? Cine dansează? Mami. Mami dansează. Dar cine cântă cel mai mult în casă? Aha. Cine stă cel mai mult pe canapea? Cine gătește cel mai des? Mami. Am înțeles? Cine face... Și care e cea mai bună mâncare pe care o face mami? Pastele cu brânză. Mm-hmm. Cine dă cu aspiratorul cel mai des? Tati. Tati. Și hai să vedem cine face cea mai mare dezordine? Păi eu și cu Otilia când ne jucăm. Am înțeles. Dar de spălat vasele? Mami. Mami. A, foarte drăguț. Ai zis că vrei să vorbim și despre cărți. Îți plac cărțile? Da. Cărțile de povești, cărțile de aventuri, ce cărți îți plac? Păi și de povești și de aventuri. Și citești tu cărțile sau încă ți se mai citesc cărți seara? Păi mi le citesc eu, dar când eram mică mi se citeau. Am înțeles. Care e cea mai frumoasă poveste pe care ai citit-o până acum? Ceva ce ne recomanzi sau carte, ce vrei tu? Ceva ce ți-a plăcut ție foarte mult și vrei să ne recomanzi și nouă să citim și noi. Ce ți-a plăcut? Păi, Învăț de la San. Foarte drăguț. Dar te-ai gândit vreodată să scrii o carte? M-am gândit, dar nu știu dacă încă sunt prea mică pentru asta. Și... Cred că niciodată nu ești prea mic. Dacă ai ideea clară în minte și încerci să îți notezi ce vrei și ce ai vrea tu cu cartea respectivă, eu cred că poți să te apuci. Dacă ar fi să scrii o carte, despre ce ar fi cartea? Despre un iepuraș. Despre un iepuraș? Și cum s-ar numi așa? Ia, să vedem. Iepurașul urecheat. Iepurașul urecheat? Foarte drăguț. Și cred că, uite, pentru că îți place și desenul, ai putea să faci și desenele cărții, știi? Da. Eu aș citi cartea. Pe copertă. Și pe copertă. Ți-ar plăcea să fie o carte cu multe desene? Nici chiar cu multe, ca să fie și o poveste. Da, 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 importantă și povestea și mesajul ce vrei tu să ne transmiți, dar sunt frumoase și desenele, că și mie îmi plac desenele din cărți. Da. Foarte drăguț. Da, după ce o să publici cartea, o să vin și eu când o să o lansez și o să-mi dai și mie o dedicație, da? Ce o să-mi scrii acolo pe carte? De la Tania pentru Zăpă. Pupici. Foarte drăguț. Mulțumesc, Super Tania, pentru Zăpă interviu. Absolventul săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină este Tania Pavel, de 8 ani. Felicitări!